Licitația pentru continuarea lucrărilor la centura Sucevei a fost reluată, însă indicatorii tehnico-economici s-au dublat. Conform prefectului Mirela Domnicăi, documentația a fost respinsă de două ori până să fie acceptată publicarea anunțului pe SEAP privind această licitație. Prefectul Sucevei Mirela Domnică i-a explicat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că în ceea ce privește reluarea lucrărilor la șoseaua de centură a Sucevei, s-a lucrat continuu potrivit procedurilor, însă documentațiile depuse de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași au fost respinse de două ori de Autoritatea Națională de Achiziții Publice. Procedura de achiziție a fost demarată încă de la sfârșitul anului 2017. Documentația înaintată către ANAP, către Agenția Națională pentru achiziții, a fost respins odată la sfârșitul anului trecut, ea a fost refăcută conform observațiilor de către DRDP Iași, depuse la începutul anului 2018, dar întrucât a intervenit o modificare legislativă în data de 10 ianuarie, ea a fost refăcută conform acestei modificări legislative, a mai fost respinsă odată în luna februarie, a fost redepusă cu observațiile cerute de către cei de la ANAP, astfel încât în data de 23 februarie 2018, după modificarea și completarea documentației de atribuire, ea a fost publicată în SEAP, astfel încât am intrat în linie dreaptă în ceea ce privește procedura de achiziție. Prefectul a subliniat însă că această procedură este condiționată și de asigurarea finanțării după ce s-a modificat soluția tehnică, fiind necesare parcurgerea altor proceduri. Această procedură de achiziție este condiționată de un alt demers care se desfășoară în paralel, tocmai pentru a câștiga timp prețios. Al doilea demers vizează actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru că spre deosebire de soluția tehnică valabilă până în 2017, noua documentație cu noile soluții oferite au presupus o suplimentare de sumă, o modificare a indicatorilor tehnico-economici, însemnând în plus încă 47 de milioane. Deci vorbim acum de 89 de milioane față de 42 de milioane cât erau necesari până la refacerea sau schimbarea, modificarea soluției tehnice pentru finalizarea obiectivului varianta de ocolire a Sucevei. Mirela Domnicăi a adăugat că această dublare a sumei a determinat o atenție sporită în verificarea documentației. Până acum, pașii concreți care s-au făcut în acest sens. În primul rând, având în vedere că această dublare a sumei necesare pe un context de declarații făcute referitor la acest obiectiv de investiții, au determinat o atenție sporită, o rigurozitate mai mare în verificarea documentației, astfel încât abia în data de 7 martie 2018 am obținut avizul favorabil fără observații din partea Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor, unde această documentație a fost înaintată încă de anul trecut. Deci am depășit această fază, avem un aviz favorabil fără observații, care împreună cu un alt demers întreprins și absolut necesar către firma de proiectare care a realizat documentația tehnică, expertiza cărei valabilitate expira în 30 martie 2018, pentru a putea valorifica această expertiză, valabilitatea ei a fost prelungită de la 2 la 3 ani, deci până în 30 martie 2019. Mai mult, prefectul Mirela Domnicăi i-a lăsat să se înțeleagă că întreprinza de construcții pe care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar dori să o înființeze ar putea prelua lucrarea dacă se va întârzia procedura de licitație. Ea a prezentat și calendarul de procedură de achiziție, care este în plină desfășurare și care presupune că în 25 aprilie să fie data limită pentru depunerea ofertelor. 8 iunie data limită pentru evaluarea ofertelor, iar 25 iunie încheierea contractului cu executantul, în condițiile în care nu sunt contestații.